Bună seara, dragi cetățeni din Spania și Portugalia, suntem live în Chișinău, e ora 19, avem o diferență de o oră cu cetățenii noștri din Madrid și o diferență de două ore cu cei din Lisabona. Este ora la care se încheie ziua de muncă și cetățenii noștri se îndreaptă spre casă, spre familii. Acum câteva zile am lansat un formular pe Facebook și am colectat întrebări. V-am rugat să indicați subiecte de interes și probleme, să ne scrieți despre problemele cu care vă confruntați. Înainte de a trece șirul întrebărilor și răspunsurilor din partea doamnei președinte, vă rog mult, doamna Sandu. Bună seara, eu mă bucur să vă salut. Vă mulțumim frumos că v-ați făcut timp, cei care ați reușit după muncă să vă conectați pentru această discuție. Așa cum este ea, dumneavoastră scriindu-ne înainte de discuție și noi încercând să răspundem în timpul acestei discuții, sperăm să vină și timpuri mai bune, să putem să reluăm întâlnirile față în față, sperăm să depășim pandemia și dumneavoastră să puteți să reveniți acasă sau măcar în concediu și să avem această posibilitate să discutăm față în față, dar până atunci folosim metodele pe care le avem la dispoziție și e mai bine decât nimic, zic eu, dar oricum ducem dorul întâlnirilor obișnuite. Suntem în săptămâna de după Paște și dinaintea Paștilor Blajinilor și bineînțeles că vreau să le urez tuturor sănătate, să le urez sărbători fericite și să le spun că le ducem dorul celor care sunt plecați departe. Propun să începem. Prima întrebare e legată de chiar primele răspunsuri pe care le-am primit de la cetățeni, primii care s-au grăbit să ne completeze formularul și e subiectul alegerilor anticipate. Dumneavoastră ați avut un angajament în cadrul campaniei prezidențiale din toamna anului trecut și anume acela de a permite cetățenilor Republicii Moldova să voteze anticipat pentru o nouă componență a Parlamentului. A fost o săptămână intensă și iată cetățenii Miron Veceslav, Ana Chiriță ar vrea să vă audă spunând mai multe detalii despre ce urmează să se întâmple. La fel, Pavel Ungureanu ne-a scris că vrea să discutați despre asigurarea decurgerii corecte și eficiente a alegerilor parlamentare din 11 iulie, iar Iulia Roșcovanu și Svetlana Prodan din Palma de Mallorca ne-au indicat că își doresc ca pe insula în care se află să fie deschisă secție de vot. La fel și Eugen Dolghieru, Omarov Eugen din Lisabona, Natalia Calal Portimao, Gheorghe Alexeenco a indicat și dumnealui interesul pentru anticipate și secție de vot în nordul Spaniei. În campania electorală, în campania prezidențială, eu am făcut multe angajamente și cred că sunt angajamente importante și cele care țin de combaterea corupției și de reforma justiției și cele care țin de îmbunătățirea condițiilor de viață și în satele și în orașele din Republica Moldova și cele care țin de creșterea pensiilor și a deschiderii locurilor de muncă. Dar pentru ca să putem să îndeplinim aceste angajamente și eu să pot să contribui la aceste angajamente, e nevoie de sprijin în Parlament. Și noi știm lucrul ăsta și până la alegerile prezidențiale, dar l-am văzut și după alegerile prezidențiale. Din păcate, în Parlamentul care pleacă, nu există o majoritate care să vrea să susțină aceste acțiuni, să susțină legi care să ne permită să reformăm justiția, să susțină legi care să ne permită să facem ordine în instituțiile statului, să putem să ne dezvoltăm și noi economic, să putem să creăm oportunități aici acasă, să putem să oprim corupția și să nu se scurgă miliardele din bugetul de stat în buzunarul unor personaje, ci acești bani să putem să-i alocăm pentru pensii, salarii, proiecte de care să se folosească toți cetățenii Republicii Moldova. Și pentru că nu avem o majoritate în Parlament care să susțină aceste reforme, am vorbit și înainte de campania prezidențială că e nevoie de alegeri parlamentare anticipate. Iată că am ajuns aici, am ajuns să putem dizolva Parlamentul și să putem anunța alegeri parlamentare anticipate și acesta este meritul cetățenilor, este meritul celor care
s-au implicat, au fost activ civic și acum puterea este în mâna cetățeanului. Cetățenii trebuie să meargă la vot, foarte important, și să decidă cine o să-i reprezinte în Parlament în următorii 4 ani. Este o responsabilitate importantă pentru că de modul în care vor vota cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă sunt acasă sau sunt plecați, depinde cât de multe o să reușim noi în următorii 4 ani. Și 4 ani este o perioadă totuși mare, lungă, deci trebuie să facem tot posibilul ca să avem o majoritate de deputați care să sprijine toate aceste lucruri care vin de la dumneavoastră, deci sunt lucrurile pe care vi le doriți dumneavoastră. Acum, sigur că ne dorim alegeri libere și corecte și asta întotdeauna a fost o provocare în Republica Moldova, atunci când ai un stat cu instituții slabe, atunci când unele dintre aceste instituții sunt controlate de tot felul de grupări corupte, atunci e mai greu să organizezi, deci să te asiguri că alegerile sunt libere și corecte, dar eu să fac tot ce-mi stă mie în putere și am transmis acest mesaj și către Comisia Electorală Centrală și către alte instituții ale statului, cerem alegeri libere și corecte. Cei din diaspora, evident, trec printr-un proces mai complicat. Ne-au uimit cu mobilizarea la vot în alegerile din 2020. Știm că trebuie să facă un efort mult mai mare decât cei care sunt aici acasă. Dar pentru ca să scurtăm totuși distanța până la secțiile de vot, e important ca oamenii să se înregistreze pe site-ul CEC, la înregistrare.cec.md, pentru că cu cât mai multă lume se va înregistra și cu cât mai multă informație va avea Comisia Electorală Centrală, cu atât mai mare șansa ca să se deschidă secții de vot mai aproape de locul unde locuiți, unde stați. Este adevărat că secțiile de vot se vor deschide în funcție de numărul oamenilor care s-au înregistrat, deci în localitățile unde locuiesc mai mulți moldoveni, acolo șansa să se deschidă secții de vot este mai mare. Dar, cum spuneam, nu ne costă nimic să ne înregistrăm. Chiar dacă nu vă înregistrați, asta nu înseamnă că nu puteți participa la alegeri. Asta este un lucru bine de știut. Sunt oameni care nu reușesc să se înregistreze online, care, știu eu, nu, poate nu au această competență sau mai știu eu din ce motiv, dar la vot oricum pot merge. Oricum, așa cum ziceam, acum puterea este iarăși în mâinile cetățeanului, în mâinile poporului. Și este foarte important să conștientizăm responsabilitatea și să avem mare grijă ce facem cu această putere, ce facem cu votul nostru, așa încât în următorii 4 ani să ne bucurăm de ceea ce face Parlamentul și nu invers, așa cum s-a întâmplat până acum. Deci, pe 11 iulie e decizia cea mare. Ieșim la vot. Stimată doamna președinte, urmează acum câteva întrebări pe care le-am întâlnit și sau ne-au fost adresate și din alte state. Igor Vovc din Madrid ne-a comunicat că își dorește să afle mai multe despre dreptul de a munci în baza pașaportului biometric și Igor Vovc nu a fost singurul care a adresat această întrebare. Pașaportul biometric nu ne acordă dreptul de muncă pe teritoriul țărilor Uniunii Europene. Republica Moldova nu este membră a Uniunii Europene și acest lucru evident că are limitări. Noi am semnat acord de asociere, țările care semnează acord de asociere au dreptul la regim liberalizat de vize sau, mă rog, regimul de care noi beneficiem de mai mulți ani, dar pentru ca să obținem alt statut, trebuie să avansăm în procesul nostru de integrare europeană. Să mergem la următoarele etape. Ca să mergem la următoarele etape, trebuie să facem ordine în țară. Așa, ca să spunem, să definim mai simplu lucrurile, trebuie să facem ordine în țară și asta înseamnă și reforma justiției și combaterea corupției și pe plan economic să asigurăm dezvoltare echilibrată și concurență liberă.
Deci toate lucrurile pe care le cer și cetățenii de la autorități, exact aceste lucruri le cer și instituțiile Uniunii Europene. Până atunci, din păcate, nu avem cum să schimbăm statutul acestui deci, sau cum vede Uniunea Europeană pașaportul biometric. Și această regulă nu este doar pentru Republica Moldova, este pentru toate țările care sunt la această etapă de integrare sau în această formă de colaborare cu Uniunea Europeană. Noi, evident, o să muncim și muncim ca să avansăm pe drumul integrării europene, dar acest lucru nu se întâmplă într-un an sau doi. Aici e de muncit încă. Urmează o întrebare, deci cea mai des menționată întrebare a fost, subiectul este cel al recunoașterii permiselor de conducere, este adresată de cetățenii noștri din Spania, Rusescu Mihail din Madrid, Nicolae Dirda din Palma del Rio, Victor Miron din Madrid, Dumitru Trifan și Doina Bodeanu din Barcelona, Ion Batir din Valencia, Ina Crețu din Irun, deci mulți, mulți alții, sunt Pascaru Mihail, sunt mulți care se confruntă cu aceeași întrebare. Această întrebare o auzim de fiecare dată când discutăm cu concetățenii noștri plecați la muncă peste hotare. Din păcate, problema cea mare este aici acasă. Chiar dacă cu unele țări reușim să obținem măcar soluții parțiale, cu unele țări nu reușim să obținem nici aceste soluții parțiale și explicația pe care o avem de fiecare dată este lipsa de credibilitate a instituției care eliberează permisele de conducere din Republica Moldova. Atât timp cât există suspiciuni de corupție în procesul de eliberare a permiselor de conducere în Republica Moldova, atât timp este foarte greu să convingi alte țări că aceste permise merită să fie recunoscute. Asta nu înseamnă că nu o să discutăm și înțeleg că a fost anul trecut au fost intenții din partea Ministerului de Interne să discute cu instituția respectivă din Spania. Un draft de proiect. Dar lucrurile nu au avansat prea mult. Acum, ceea ce trebuie să facem noi și ceea ce sper foarte mult să facem după alegerile parlamentare, în momentul în care o să avem o majoritate de deputați cinstiți și respectiv o să putem să avem conducători cinstiți și în celelalte instituții publice, este să facem ordine. Să nu mai permitem să existe corupție la eliberarea acestor permise de conducere. Pentru că atunci când o să facem ordine, atunci va fi mult mai ușor să negociem aceste acorduri bilaterale cu alte țări, pentru că o să avem probe că avem un proces corect. Acum când toată presa noastră scrie despre cazuri de corupție și, mă rog, informația circulă. Aceste țări au ambasade care se informează și respectiv argumentul nostru este slab. Trebuie să facem ordine și aici și asta o să ne ajute să rezolvăm și problema recunoașterii permiselor în alte țări. Urmează un alt acord, acel al securității sociale. Cu Portugalia avem unul semnat încă din anul 2009, deci întrebarea sau temerile pe care ni le menționează cetățenii vin vin doar din Spania. De exemplu, întrebarea a fost adresată de Lilia Matvei din Madrid, de Tamara Neghine din Santander, de Valentina Sârghe, Aleona Vatavu, Potrâmba Andrei și alții. De exemplu, Ala Daniliuc din Madrid ne scrie următoarele. Salut din Madrid, muncesc de 9 ani în Spania, doresc să mă întorc în Moldova, fiindcă lucrurile se schimbă spre bine, dar nu aș vrea să pierd anii munciți în Spania, anii pentru pensie din Spania să-i pot primi în Moldova. Mulțumesc mult, succes în toate, votăm toată familia pentru binele Moldovei. La fel și Ala Andronache ne-a indicat că o interesează procedura de recunoaștere a stagiului de muncă din Republica Moldova, 10 ani, pe teritoriul Spaniei. Aici se lucrează la acest acord și înțeleg că e posibil până la sfârșitul acestui an să se semneze acordul pe pensii. Nu există riscul ca anii pe care i-ați muncit pe teritoriul Spaniei să nu fie incluși în acest staj de muncă care se folosește atunci când se calculează pensia.
Așteptăm să vedem ultimele discuții. Înțeleg că au fost discuții chiar și în luna aprilie, doar că aceste discuții între ministerele țărilor noastre au fost online, mai puțin eficiente, dar oricum semnalele sunt că până la sfârșitul acestui an va fi semnat acest acord și atunci veți avea certitudinea că lucrurile stau bine. Odată semnat acordul și ratificat, în momentul în care va deveni funcțional, aceste stagii de muncă nu se pierd, ele sunt luate în calcul în momentul în care se ajunge la vârsta de pensionare. E important să menționăm că pe teritoriul ambelor state se va respecta legislația respectivului stat. Deci, corect, în Spania se va merge la pensie conform vârstei de pensionare din Spania și în Moldova la fel. De asemenea, pensiile vor fi calculate proporțional conform contribuțiilor. Deci vor rămâne două pensii distincte, dar se va lua în calcul stagiul de pe teritoriul celuilalt stat. Și din nou, subiectul acordurilor, foarte mulți cetățeni au scris că sunt interesați de negocierea unui acord în care să vizeze echivalarea studiilor, recunoașterea diplomelor de studii. A fost și acesta un subiect menționat anterior în celelalte live-uri cu cetățenii din alte state. Așa este. În cazul Portugaliei, înțeleg că acordul este iarăși pe ultima sută de metri și va fi semnat în perioada următoare. În cazul Spaniei, lucrurile sunt mai puțin avansate, aș spune cam deloc. Au existat niște intenții încă de începerea negocierilor încă în 2012, dar nu s-au mișcat de atunci și acum trebuie să o luăm de la capăt și asta o să cerem de la Ministerul Educației să reia discuțiile cu Spania pe acest subiect. Informațiile care mi-au fost comunicate că există deschidere din partea autorităților spaniole. Acum mingea e în terenul nostru și Ministerul Educației trebuie să lucreze împreună cu colegii de la Ministerul de Externe. Deci vor fi asistați, sunt deja asistați de colegii de la externe pentru a lucra la proiectul de acord. Stimată doamnă președintă, Ana Salunov din Valencia remarcă, sau mai bine zis, denunță o stare a lucrurilor cu care nu este de acord, și anume accesul la evenimente culturale. Dumnezeu semnalează faptul că cei care nu stau în Madrid nu au acces la niciun eveniment cultural moldovenesc. Evident că se simte aici, din mesajul doamnei Salunov, o mare dorință de a participa la evenimente ale comunității de moldoveni, la activități ce țin de propria identitate culturală. Nu ne ascundem de realitate. E clar că Republica Moldova alocă foarte puțin bani pentru asemenea acțiuni. Cred că e grav, în special în comunitățile mai mici sau în orașele mai mici, acolo unde sunt mai puțini concetățeni de ai noștri, dar probabil că și acolo unde avem mai mulți concetățeni, resursele sunt foarte mici. Soluția, evident, este să avem un buget mai mare pentru BRD, să avem o alocare mai eficientă, dar și contribuția noastră până la urmă, pentru că oricât de mare ar fi bugetul, și el nu este, este foarte mic, e greu să ne imaginăm că vor ajunge resurse peste tot acolo unde sunt comunitățile noastre. Deci acolo unde comunitățile sunt mai mici, va fi foarte greu să se asigure acest lucru. Deci, cred că trebuie o combinație dintre efortul statului și creativitatea și ingenioitatea comunităților de pe loc. Știu că în unele cazuri se aplică și la fonduri pentru, deci în țara gazdă, acolo unde există disponibilitate, dar trebuie să începem cu alocarea unui buget mai mare pentru aceste activități. Sper să putem să facem asta începând cu anul viitor. Ne apropiem de subiectul pandemiei. Mai mulți cetățeni sunt îngrijorați odată, iată, cu venirea primăverii și planurile pe care le fac deja pentru vacanțele de vară. Sunt îngrijorați de restricțiile legate de combaterea pandemiei. De exemplu, Mariana Braganciuc din Portugalia ne scrie următoarele. Eu cu familia mea dorim să venim acasă în vacanță în luna august. Vreau să știu care o să fie restricțiile de intrat în țară din cauza COVID-19. Vă mulțumesc anticipat, succese mari în continuare, doamna Maia. Mulțumesc frumos și vreau să vă spun că noi am fi foarte bucuroși să vă revedem acasă.
în august sau în iulie sau în septembrie, când alegeți dumneavoastră, și tare sperăm că până atunci situația se va îmbunătăți. Nimeni nu poate să spună astăzi cu exactitate care va fi starea de lucruri în august, de exemplu, care vor fi indicatorii de îmbolnăvire și care vor fi restricțiile. Soluția este clară, din punctul nostru de vedere, soluția este vaccinarea. Cu cât mai multă lume se vaccinează între timp, cu atât mai deschisă va deveni lumea, cu atât mai puține restricții vor rămâne. Și aici și eu și echipa mea am făcut tot ce am putut pentru a asigura vaccin și vă spun cu bucurie că începând cu azi nu mai avem această problemă de insuficiență de vaccin. Pentru că și datorită donațiilor pe care le-am primit și astăzi a fost anunțată încă o donație de 100.000 de doze de vaccin din partea României, dar astăzi am făcut publică și înțelegerea de a cumpăra de la autoritățile de la București cantitatea necesară de vaccin la prețul la care, pe care l-a plătit Uniunea Europeană, pentru că aceste achiziții de vaccin din România sunt achizițiile făcute în cadrul Uniunii Europene. Tot aici am reușit, după aproape 3 luni de discuții cu compania Pfizer, să obținem un răspuns pe cantitatea și pe prețul pe care ni-l pot oferi. E adevărat că vaccinul Pfizer va veni mai târziu. AstraZeneca este disponibilă imediat. Acum rămâne să îi convingem pe toți să se vaccineze, pentru că asta înseamnă, în primul rând, să salvăm vieți. Și doi, asta înseamnă să putem să redeschidem țara, să putem să călătorim, să putem să revenim la o activitate economică normală, pentru că și costurile de sănătate sunt mari, dar și costurile economice sunt mari din cauza acestei pandemii. Răspunsul meu este, cu cât mai multă lume reușim să convingem să se vaccineze până în august, cu atât mai puține restricții vor fi atunci. Da, inclusiv depinde și de ritmul de vaccinare din statele în care se află. Sperăm că acolo decurg bine aceste procese. Pentru da, că... dar dacă nu, vă așteptăm să vă vaccinați și acasă. Pentru că Sedov Cristina din Toledo își dorește inclusiv ca rudele să poată circula în Europa, să meargă la ei în ospeție. Este adevărat și dumneavoastră vedeți discuțiile care sunt la nivelul Uniunii Europene, documentul care va demonstra că v-ați vaccinat va deveni un document foarte important pentru călătorii. Igor Doncilă, din Barreiro, Portugalia, vă adresează o întrebare care vizează toți cetățenii noștri de peste hotarele țării, toți cei care își doresc sau evaluează oportunitatea reîntoarcerii acasă. Dumnealui scrie, sau mai bine zis întreabă, ce lege se poate adopta pentru cetățenii care vor să se întoarcă acasă și care, intrând în Moldova, să nu aibă probleme cu bunurile acumulate pe parcursul chiar și a 20 de ani. Interesându-mă la consulat, am fost informat că la intrarea în țară trebuie de plătit impozite pe bunurile acumulate. Această problemă noi am auzit-o probabil la toate discuțiile pe care le-am avut cu concetățenii noștri din mai multe țări și tocmai de asta ne-am apucat să elaborăm un proiect de lege care să rezolve această problemă. Este adevărat, prin această modalitate sau prin această portiță pe care o deschide acest proiect de lege vor putea fi introduse doar bunurile care au fost acumulate, deci ca să fie totul corect. Și deja așteptăm nou Parlament ca să putem să expediem acest proiect de lege și sperăm să avem sprijinul deputaților și să putem pune în aplicare această lege. Deci lucrăm, știm că aveți această problemă și încercăm să găsim soluția. Și să revenim cât de curând cu detalii. Sigur. Leonid Palade din Lisabona a indicat 3 mari probleme despre care ar vrea să discutați. 1. Reîntregirea țării. 2. Lupta cu corupția. 3. Aplicarea pedepsei aspre asupra trădătorilor de țară și de neam. Probleme complexe despre care se poate de vorbit mult. La primul subiect, care ține de rezolvarea conflictului transnistrean. În primul rând, ceea ce ne-am propus noi să facem este să oprim schemele de corupție prin care se fură, se face contrabandă, se face spălare de bani
folosindu-se acest teritoriu necontrolat de organele constituționale ale Republicii Moldova. Deci aici e un lucru pe care putem să-l facem, nu avem nevoie de mare cooperare internațională asta sau regională, asta depinde de voința politică de la Chișinău și, evident, depinde de capacitatea organelor noastre care luptă împotriva corupției să-și facă treaba. Și aici o să insist pe această agendă. În al doilea rând, iarăși lucruri pe care putem să le facem noi, un lucru important este să creștem standardele de viață pe malul drept, așa încât cei de pe malul stâng, cetățenii noștri de acolo, să vadă ce înseamnă bună guvernare și să existe mai multă presiune din partea lor pentru ca să se reunească țara. Este adevărat că și la alegerile din 2020 am văzut cetățeni care au venit, au votat, au sprijinit programul pe care l-am promovat eu, chiar dacă nu am avut posibilitatea, nu am putut să merg pe malul stâng și să discut cu oamenii de acolo. Dar ei au găsit o modalitate prin care s-au informat. Evident, atunci când vine vorba despre rezolvarea politică a conflictului, e nevoie și de sprijin la nivel regional, pentru că aici lucrurile sunt mai complicate și aici continuăm să discutăm în formatul 5+2 ca să putem să trasăm o cale clară spre rezolvarea acestui conflict. Dar, repet, sunt lucruri pe care putem să le facem fără a cere mare contribuție din exterior. Și aici trebuie să ne axăm și, bineînțeles, să continuăm discuțiile în speranța că vom avea o oportunitate mai devreme decât mai târziu pentru a rezolva acest conflict pe cale pașnică, bineînțeles. Problema corupției. Cred că despre lupta împotriva corupției am vorbit și vorbesc în fiecare zi și aici e nevoie de voință politică. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă trebuie să avem cel puțin 51 de deputați cinstiți, cărora nu le este frică de procurori și judecători cinstiți și independenți și atunci să sprijine legea de curățare a sistemului judecătoresc. E nevoie să consolidăm capacitatea, deci să avem buni profesioniști în aceste instituții care știu să descălcească, dacă pot să spun așa, toate schemele astea de corupție pe care le vedem de ani și ani. Și, clar, e problema majoră. Dacă stăm să discutăm pe cifre, inclusiv în ultimul studiu pe care l-am văzut, studiu internațional, valoarea fondurilor ilicite în Republica Moldova anual este de $1 miliard. Deci $1 miliard anual. Raportați la necesitățile Republicii Moldova și o să vă dați seama cât de mult asta înseamnă. Despre sancționarea trădării de patrie, este același element. E nevoie de instituții ale statului care sunt independente și profesioniste și care sancționează și trădarea de patrie și furtul și orice altă ilegalitate sau încălcare a legii. Deci e nevoie de stat și la asta noi muncim. Încercăm să construim un stat adevărat. Stimată doamnă președintă, Radu Păduraru din Lisabona vă adresează 3 întrebări complexe. Preconizați o întrebare, oarecare întrevedere oficială la nivel prezidențial în Portugalia. Vă rog să vorbiți despre proiecte și colaborări eventual. 2. Să ne descrieți situația Moldovei și dificultățile ei reale, atât economice, politice, cât și sanitare. Și 3. Care sunt următorii pași după înființarea unui guvern care va lucra umăr la umăr cu președintele? Implementarea căror legi va da o speranță în ziua de mâine ca să putem avea un viitor? Vă mulțumesc! Nu avem încă convenită, stabilită o întâlnire cu președintele Portugaliei sau cu reprezentanții ai guvernului Portugaliei. Avem și noi pandemie, au și ei pandemie, deci sunt priorități acasă, dar bineînțeles că suntem foarte interesați ca să îmbunătățim sau să aprofundăm relațiile și să
explorăm oportunitățile și posibilitățile pentru a îmbunătăți relațiile cu Portugalia. Și cu prima ocazie o să discut acest lucru cu reprezentanții autorităților de acolo. Înțeleg că la nivel de guvern au fost semnate de-a lungul timpului mai multe acorduri. Sunt două, dacă nu greșesc, dar cu siguranță... Sunt negociate. Cu siguranță sunt și alte domenii în care trebuie să vedem cum putem colabora în beneficiul cetățenilor ambelor țări. Pe subiectul care ține de, al doilea era... Situația Moldovei și dificultățile Problemele, erale. Cred că le știți la fel de bine ca și mine din discuțiile pe care le aveți cu rudele dumneavoastră, cu cei care au rămas acasă, sărăcia, care este în mare parte determinată de corupție, de proasta guvernare, faptul că oamenii sunt nevoiți să plece de acasă, faptul că oamenii nu cred că au un viitor aici în Republica Moldova, astea sunt provocările majore. Și ne întoarcem, iarăși, trebuie să combatem corupția, trebuie să redăm oamenilor încrederea în Republica Moldova că ei să vrea să rămână acasă, trebuie să creăm un mediu de afaceri propice, prietenos, pentru ca oamenii să poată să deschidă afaceri aici, pentru ca să se creeze locuri de muncă aici acasă. Banii bugetului trebuie să avem mare grijă să fie investiți în proiecte de infrastructură de care să beneficieze toți, în proiecte de îmbunătățire a condițiilor de viață în localitățile rurale și în orașe. Deci tot ce înseamnă dezvoltare. Dar pentru asta e nevoie de o guvernare responsabilă și profesionistă. Astea sunt lucrurile cele mai importante. Și dacă am avea un guvern responsabil și profesionist, care să aibă sprijinul Parlamentului, că asta este foarte important. Nu e suficient să ai un guvern bun. Dacă acest guvern nu are sprijinul Parlament, atunci Parlamentul adoptă legi care răstoarnă toată ordinea. Sau invers, nu aprobă legile pe care le propune guvernul. Sper să se alinieze cumva lucrurile cumva cu votul dumneavoastră și să avem oameni de treabă în toate aceste instituții, și la Parlament și la Guvern. Și atunci nu se vor rezolva toate lucrurile peste noapte, dar se vor rezolva una câte una problemele. Astăzi, din păcate, vedem că avem dezordine, haos, și în acest haos înflorește corupția. Mihai Ciobanu din Santander ne-a indicat că își dorește să discutați despre corupția din medicină, Ministerul Afacerilor Interne, toate structurile, APL, funcționarii publici care pe parcursul ultimilor decenii au acaparat proprietăți funciare ilegal, inclusiv terenuri scoase din circuitul agrar și pe care nu plătesc un ban impozit și care astăzi se scaldă în lux. Proiecte de infrastructură, drumuri, apă, lumină, canalizare pentru sate, locuri de muncă în țară, etc. Vă mulțumesc! Asta este tot programul electoral, pentru că acolo am abordat toate aceste subiecte. Revin. În momentul în care am avea o majoritate parlamentară responsabilă, care ar susține un guvern din oameni responsabili și cinstiți, acest guvern și acest parlament, pentru că ambele instituții au competențe de a numi șef de instituții, ar numi în toate funcțiile publice, în toate agențiile, în toate inspectoratele și așa mai departe, oameni de treabă, oameni cinstiți care vor să rezolve problemele cetățenilor. Nu tot felul de corupți care doar participă la scheme sau închid ochii dacă nu participă la aceste scheme. Și iată, atunci când în fiecare instituție publică va exista management responsabil, atunci se vor rezolva aceste probleme. Altfel, poți să adopți legi foarte bune, dar dacă implementarea acestor legi este pusă pe seama unor oameni corupți sau irresponsabili sau care nu pot, nu vor să-și facă lucru bine, atunci degeaba adoptăm asemenea lege. Ordine. Ordine în toate instituțiile. Asta este soluția. Acestea au fost întrebări preluate din formular, iar acum urmează o serie din întrebări pe care le-am preluat de pe Facebook. Au fost comentarii ale cetățenilor noștri de peste hotare, dar și de acasă, la anunțul pe care l-am făcut vineri cu privire la acest live. De exemplu, Larisa Mihu.
Doamna Sandu, vom vota și vom susține pe cei Bravo, dar vrem reducerea numărului deputaților. Ajunge să întreținem atâtea partide. Reducerea deputaților, numărului de deputați pentru poporul sărac și plecat. Pentru a reduce numărul de deputați, trebuie să se facă schimbarea Constituției. Schimbarea Constituției se face într-un proces mai complicat și mai îndelungat. Deci până la alegerile parlamentare nu are cine și nu are cum să se schimbe numărul de deputați. Dar vreau să vă spun un lucru. Poți să ai și 10 deputați în Parlament, dar dacă ei sunt oameni corupți, atunci țara o să piardă miliarde și miliarde, pentru că ei o să acopere afaceri murdare, o să continue cu aceste scheme de corupție. Și atunci, faptul că ai 10 deputați nu schimbă nimic, practic, în costurile pe care le comportă acest Parlament, dacă este un Parlament corupt. Și invers, o să ai 100 de deputați, dar dacă sunt oameni cinstiți, atunci ei pot să salveze țării miliarde și miliarde prin faptul că previn schemele de corupție, prin faptul că nu numesc în funcții de judecători oameni corupți, așa cum a făcut acum PSRM și deputații Șor când au numit oameni corupți la Curtea Supremă de Justiție, judecători corupți. Ce fel de justiție credeți că o să facă acești judecători? Și după asta ne întrebăm cum se întâmplă că în fiecare zi țara pierde la CEDO milioane de euro. Și aceste milioane sunt plătite din bugetul de stat pentru ilegalitățile comise de unii judecători. Așa trebuie să vedem lucrurile. Deci, până la urmă, putem să discutăm 100, 50, nu știu, 70. Contează calitatea oamenilor care vor ajunge în Parlament. Și aici lucrurile depind doar de dumneavoastră. Lubov Găina. Doamna Maia Sandu, lămuriți, vă rog, cetățenilor noștri care se află peste hotare, cum ar putea deschide un cont bancar pentru colectarea banilor, un mic ajutor țării noastre pentru desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate. Ei vă rogă să le lămuriți. Vă mulțumesc frumos, dar nu e nevoie să contribuiți financiar. Vreau ca acest mesaj să fie auzit foarte clar. E responsabilitatea statului, a guvernului, să aloce bani și să finanțeze organizarea alegerilor. Indiferent dacă vorbim de alegeri interne, de alegeri anticipate, parlamentare, prezidențiale sau locale. Noi apreciem generozitatea dumneavoastră, mai ales că știm că nu sunteți cel mai probabil milionari, dar din puținul pe care îl aveți încercați să contribuiți, dar nu este cazul. Și mai mult decât atât, deja am văzut niște informații false pe internet despre faptul că eu aș fi spus că oamenii din diaspora trebuie să plătească sau tot felul de alte chestii. Deci, e treaba statului și, în conformitate cu legea, guvernul va aloca banii pentru organizarea acestor alegeri. Dumneavoastră, vă rugăm să mergeți la vot. Asta este lucru pe care îl puteți face și care poate să ajute țara. Număr mare. Sigur. Cât mai mulți, cu atât mai bine. Станислав Тернавский. Я далеко не националист, но стало интересно, почему, когда шла предвыборная кампания, все тексты Санду писались на румынском, и сразу шел перевод на русский. А после того, как ее избрали в президенты, русский язык пропал. Только прошу, не надо писать о том, в какой стране я живу, и что я обязан знать и не знать. Я румынский язык знаю, но мой родной язык русский. Спасибо за понимание. Da, nu, я не знаю, где вы читаете информацию президентской, то есть президентуры, но если вы читаете наши пресс-релизы, они всегда переводятся и на русский язык. То есть это на сайте президентуры можно найти. И второй канал, где мы всегда переводим или дублируем мои публикации, это на телеграм-канал. То есть, если вы смотрите мой телеграм-канал, то вы увидите, что там вся информация есть и на русском языке. А так по-другому, когда у меня есть эмиссионы, то есть передачи на русском языке, или когда меня спрашивают на русском языке, я пытаюсь ответить на языке, который вам более удобный.
Elena Dubina este o cetățeancă care se află aici, în Republica Moldova, și ne scrie următoarele. Pe mine cam mă supără că doamna președintă nu face asemenea întâlniri cu cetățenii din interiorul Republicii. Pare a fi o discriminare sau un fel de neglijare. Nu suntem oameni alegători, cetățeni, nu avem întrebări. În comparație cu acei plecați, locuim aici, simțim calitatea vieții pe piele proprie, lucrăm pe loc, plătim impozite. Corectați-mă dacă greșesc, poate se planifică și o întâlnire cu cetățenii moldoveni din Republica Moldova. Aș fi recunoscătoare pentru un răspuns. Cu cetățenii din Republica Moldova, eu comunic mai des la emisiuni, acolo unde, prin intermediul ziariștilor sau celor care mă intervievează, se pun întrebările care vin de la cetățeni. Înainte să se agraveze situația pandemică, înainte să se introducă restricțiile, în luna ianuarie și februarie, dacă nu greșesc, am reușit să merg în câteva raioane, după care au intervenit restricțiile, nu s-a mai putut face întâlniri cu cetățenii și a trebuit să opresc această practică de a merge prin raioane. Eu îmi doresc foarte mult și asta am făcut întotdeauna în acești 5 sau ultimii 5 sau 6 ani, în momentul în care situația pandemică o să permite și acum că putem să ne vaccinăm și acum sper că cifra de infectări nu va mai crește, dimpotrivă se va reduce. Vom putea să revenim la normalitate și inclusiv vom putea să facem audiențe, pentru că și audiențele au fost întrerupte la președinție din cauza pandemiei. Până atunci discutăm prin aceleași mijloace. Deci am putea să facem, dar facem live-uri cu cetățenii de aici, de pe loc, doar că sunt prea mulți ca să ne înscriem într-o singură discuție. De aceea, cel mai bine este să facem întâlniri în raioane și abia aștept să putem să reluăm aceste întâlniri. În momentul în care Comisia pentru Sănătate Publică o să permită reluarea întâlnirilor într-un format mai larg, cu mare drag o să vin să discutăm. Și sper să putem să organizăm și audiențe așa cum este firesc. Veronica Constantinova, vă salut din Portugalia, mult stimată Maia Santu. Aștept cu mare drag ziua și ora. În Portugalia se doresc mai multe urne de vot distribuite pe tot teritoriul, nu numai 3 orașe ca la alegerile din trecut. Deci se repetă. Repet, este foarte important. Toată lumea pe care o cunoașteți, toți moldovenii de acolo, să se înregistreze. Cu cât mai mulți oameni se vor înregistra la Comisia Electorală Centrală pe pagina la înregistrare.cec.md, cu atât mai multe șanse, cu atât mai mari șansele ca să se deschidă o secție de vot aproape de domiciliul dumneavoastră. Așa că vă rugăm să promovați această informație. Spre final, stimată doamnă președintă, în formularul pe care l-au completat cetățenii noștri, am adresat și următoarea întrebare. Care e, din punctul dumneavoastră de vedere, cea mai mare problemă cu care se confruntă cetățenii noștri din țara în care vă aflați? Evident că ne-a fost comunicată și problema permiselor și altele, dar cele mai emoționante răspunsuri au venit de la Banarita Felicia, care a indicat că cea mai mare problemă este dorul de casă. Viorel Perju a indicat că cea mai mare problemă este dorul de țară, la fel și Pușcă Denis ne-a comunicat că îl doare cel mai mult dorul de casă. Este foarte trist și în această situație sunt sute de mii de moldoveni care simt acest dor de țară, dor de casă, oamenii care eu cred că ar reveni în situația în care ar ști că mergem spre lumină, că există șanse ca ei să poată să se angajeze, să câștige aici banii de care au nevoie pentru a-și întreține familia, că au șansa să aibă acces la educație de calitate, la servicii de sănătate de calitate, că li se va face dreptate dacă vor ajunge în instanța de judecată. Sunt lucruri simple pe care și le doresc oamenii. Și din cauza că aici încă nu sunt aceste lucruri simple asigurate pentru cetățeni, ei sunt obligați să stea departe de casă, să le ducă dorul celor dragi, să ducă dorul acestui pământ, să nu poată să meargă să-și vadă părinții, să nu poată să meargă la cimitir, la Paștele Blajinilor. E foarte trist, dar
Nu trebuie să ne lăsăm copleșiți de tristețe, trebuie să facem ordine, trebuie să rezolvăm aceste probleme și asta ne propunem noi. Și contăm pe sprijinul dumneavoastră în continuare, pe faptul că veți fi la fel de activ civic și că peste câteva luni vom putea să spunem cu certitudine că lucrurile încep să se schimbe spre bine în Republica Moldova și că pentru asta lucrează nu doar președinția, dar lucrează și Parlamentul, și Guvernul, și toate celelalte instituții ale statului. Și asta a fost ultima întrebare, ultimul răspuns. Mulțumim tuturor celor care ne-au privit, care au completat formularul. Vă îndemnăm și pe viitor să ne scrieți, inclusiv petiții, dacă aveți probleme cu care vă confruntați. Doriți să interveniți cu un mesaj de încheiere? Vreau doar să vă urez sănătate și să vă rog să aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi dumneavoastră. Numai bine! Mulțumesc mult!